No, știi că peste o săptămână avem nunta de aur, eu cu Alexandru. Destul de rău. Dar pe cum destul de rău? Că am apucat 50 de ani de căsătorie? Rău că e cu Alexandru. No, aceea e dreptate. Cu ce să te ajut pentru nuntă? Cu ce să mă ajut? Cu muzica. Apoi am fac o listă să vedem ce să pui la muzică și ce să pui la dansul mirilor. Credi foiu de la Madonna. Ho, ho, trecu vremurile alea, înainte să cânte Madonna, melodiile astea. O să pun melodia Puterea iubirii. E, melodia lui Jenny Făraș. No, dar pe când se dă friptura, ce melodie să punem? Pușca și cura o lată. No, mai bine Mica Țiganeadă de la Phoenix. Mai bine. Și când o să arunci buchetul, ce melodie să pui? Or the Singer Ladies. Așa poate să-ți prindă buchetul Florica, că și așa scoată drăguț de 45 de ani. Și la dans ce melodie să fie? Sherry, Sherry, Lady. No, dar să nu uiți și de melodia aceea. Tăte șogorițele, m-ar mânca dacă ar putea, măi. Nu trebuie să cânt tu, că s-a cântat acolo. Dar răbdeați vremea, n-aveți lucru. Facem pregătire pentru nunta noastră de 50 de ani, mă. Lasă ușor. Crezi că ăsta e motiv de sărbătoare? Păi dar nu a fost sărbătoare când m-ai luat. Eu nu te-am luat, că-i venit tu singur. Bine. A, păi cam așa a fost. Destul de rău.